Ziua de 8 martie este un prilej pentru toți bărbații de a surprinde femeile cu gesturi frumoase. În ajun de această sărbătoare, drochenii au invadat florăriile din oraș în căutarea celor mai frumoase buchete de flori. Ziua internațională a femeii este una specială, susțin bărbații din Drochia. M-am prezentat aici la buticul de flori pentru a lua un buchet perfect pentru soția mea perfectă și mai am o fetiță scump, care tot vreau să leg o floricic, într-adevăr, o sărbătoare foarte importantă, ziua femeii, ziua doamnelor, ziua mamelor și numai decât trebuie ceva să procurăm, să le îmbucurăm, ele sunt tot pentru noi. Se apropie și o sărbătoare mare, ziua femeilor, și am luat ea ca pentru soție, nu? Și o felicit cu ziua de 8 martie și doresc mult sănătate, că asta e cel mai scump la noi. Florile sunt pentru doamne și domnișoare, cu ocazia sărbătorii de 8 martie. Dorim să le felicităm, ele au o zi în an deosebită și ar trebui numai decât să le aducem un omagiu și o simpatie. Valeriu Cojocaru cu soția sunt împreună de 48 de ani. Una din sarcinile domnului este de a o face fericită pe jumătatea vieții sale. Masa de sărbătoare, flori și baloane. Așa își manifestă dragostea. Cumpărat de mâncări, cum de sărbătoare să pregătească. Mă duc să mai cumpăr o găină, să o facă friptură, un buchet de flori. Cu mare drag, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, bărbații au venit cu mesaje de felicitare către partea frumoasă și gingășa a societății. Că și toate femeile să fie sănătoase și le doresc cu ziua de 8 martie numai sănătate și succes în viață. Din partea mea felicit toate femeile din orașul Drochia, din Republică și de pe tot globul pământesc. Le doresc mult succes, pace și sănătate. Numai la bine. Puiul meu scump, te iubesc foarte mult zi de zi. Ești tot pentru mine. Te iubesc. Îți mulțumesc foarte mult pentru copiii care mi-i crești, mi-i educi. Cu sărbătoarea femeii îți doresc mult sănătate, succes. Voie bună și la mulți ani. Să fiți sănătoase și toate cele bune. Cei mai îndrăzneți bărbați nu au ezitat să vină către jumătatea sa cu o declarație de dragoste. Mila, te iubesc foarte mult și îți doresc mult sănătate, pace și voie bună, răbdare la mele toate. Soția mea care se află după hotare, îi doresc cele mai sincere salutări, felicitări și o sărut cu drag. Felicit toate femeile cu ziua de 8 martie care vine. Le doresc toate cele bune, să împlinească visurile cele mai frumoase. Îi doresc sănătate mult, realizări cât mai mari, să aibă bucurii de la familie, de la copii, de la nepoți. În florăriile și în piața centrală din localitate sunt expuse spre vânzare o diversitate de flori pentru a satisface fiecare client. Prețurile variază, așa că supărat nu va pleca nimeni, susțin comercianții. Наш магазин приготовил для наших дам очень большой ассортимент цветов, и в первую очередь тюльпаны, конечно же, весенний цветок, и орхидеи для тех, кто ценит этот цветок. Гиацинты, очень большое разнообразие. И мы всем нашим дамам хотели бы пожелать всего самого лучшего в этом году. И пускай наши мужчины нашего города эти цветы дарят с удовольствием и с любовью. Pentru prima dată, Ziua Femeii a fost marcată în anul 1911, la 19 martie. Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în anul 1977 printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. În data de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în toată lumea. Această zi înseamnă în primul rând o celebrare a realizărilor femeilor și în același timp o reafirmare a dorinței de luptă pentru drepturi și egalitate. Victoria Cone, Eugeniu Bulat, TV Drochia.